7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabat, așa că doresc să vă spun pacea Domnului și bine ați venit să deschidem împreună sabatul la Biserica de la Brâncoveanu. Văd pe chipurile dumneavoastră și cred eu că mă repet în fiecare sabat cu lucrul acesta. Multă bucurie și multe zâmbete și chiar mă bucur de acest lucru. Zic eu așa că acest sabat va fi una pe măsura așteptărilor noastre, pentru că Dumnezeu dorește să se întâlnească cu noi. Așa că vă spun, pacea Domnului! Pacea Domnului și din partea mea, salut pe această cale personalizat tot ce înseamnă prezență masculină în această seară. Așadar, îi salut cu pacea Domnului pe frații care vin în această seară la Brâncoveanu să se închine. Chipuri potrivite pentru ceea ce înseamnă biserică. Așadar, dragilor, bună seara și bine ați venit! Cât despre partea de surori, vă salut eu, tot cu pacea Domnului, și mai am o parte pe care săptămâna trecută am uitat-o și ne cerem scuze pentru lucrul acesta. Noi am salutat pe cei care ne urmăresc sabat de sabat online, așa că de data aceasta o vom face de foarte multe ori, pacea Domnului și dumneavoastră. Dragilor, vineri seara, ziua de vineri, pare cumva ca o zi a prăbușirii. Parcă suntem așa câteva miguri care am fost în aer toată săptămâna, duminică, luni, marți, miercuri, joi, am survolat toate locurile în care am fost, au fost de interes pentru noi, am făcut viraje, am făcut chiar picaje, numai că la sfârșit de săptămână, în ziua de vineri, pare ca o fi ziua prăbușirii. Toată lumea se prăbușește, toată lumea pare că este obosită. Suntem aici împreună ca să schimbăm cursul acesta nefiresc a ceea ce înseamnă începutul de sabat. Așadar, fiți binecuvântați și venirea voastră aici în sabat să poată să regândească și să oxigeneze, să reoxigeneze toată atmosfera de sabat. Așadar, din toată inima pentru voi, sabat binecuvântat! Și ca acest sabat să înceapă exact așa cum ar trebui, haideți să ne dăm din nou mâna, priviți în stânga și în dreapta dumneavoastră sau în spatele dumneavoastră, dați mâna cu cei care sunt lângă dumneavoastră, zâmbiți și bucurați-vă pentru că deschideți sabatul împreună. Am dezmorțit atmosfera, deja acum ne cunoaștem și mai bine, iar zâmbetul acesta pe care îl aveți acum să rămână pe buzele dumneavoastră până la finalul acestui sabat. Și dacă în cele 6 zile lucrurile au fost pe viteză și probabil că am trecut și prin situații neplăcute, zic eu că setea noastră după întâlnirea cu Dumnezeu este una foarte bună. De aceea, piesa, imnul pe care îl vom cânta la început de sabat are legătură cu această sete, ca un cerb setos de ape. Acesta este imnul 356 pe care îl vom cânta împreună. Oh,
Părinte bun și sfânt, care locuiești sus în ceruri, venim la sfârșitul acestei săptămâni să-ți mulțumim că Tu ne-ai purtat de grijă. Îți mulțumim că Tu ne-ai dat hrană, că ne-ai dat sănătate, dar îți mulțumim în mod special, Bunule Tată, că Tu ne-ai dat sabatul Tău. Îți mulțumim, Bunule Tată, că cu această ocazie renoim legământul cu Tine. Te rugăm, Bunule Tată, în această seară, să binecuvântezi Tu melodiile, cuvântul, pe cei care s-au pregătit, cei care s-au implicat, te rugăm să-i binecuvintezi. Te rugăm, Bunule Tată, să ne binecuvintezi și pe noi, să ne ajut să fim atenți, să-L ascultăm și să-L punem în practica vieții noastre. Te rugăm să fii cu noi pe parcursul acestui sabat. Numele Tău să fie slăvit și lăudat, aici, dar și în veșnicie. Amin. Probabil că în fiecare dimineață, de când ne-am despărțit de aici, nu ați plecat de acasă fără să spuneți o rugăciune sinceră ca Domnul să vă protejeze pe voi, să vă protejeze familiile, să vă protejeze interesele și să vă dea înțelepciune pentru ceea ce urmează. Suntem astăzi aici, integri, din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional. Suntem gata să deschidem canale de prietenie unii cu ceilalți, ceea ce demonstrează și ceea ce definește între noi o stare bună. Dragilor, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat și că putem să reînnoim sabat de sabat legământul nostru cu El într-o atmosferă așa de plăcută. Mulțumim, Doamne! Iar această stare bună nu se oprește niciodată, pentru că la fiecare întâlnire de sabat această stare de bine ne reîncarcă pentru toată săptămâna. Și dacă în drumul nostru, în fiecare dimineață, în fiecare zi pornim cu rugăciune, este acel moment pe care ar trebui să ne facă pe noi momentul acela al zilei să fie cel mai important. Întâlnirea cu Dumnezeul nostru să fie prin rugăciune în fiecare dimineață. Bucureștiul se remarcă în ultima vreme prin o oarecare îmbunătățire a ceea ce înseamnă coloritul, ceea ce înseamnă partea vizuală, dar totuși are o mare deficiență și rămânem în urmă în București din cauza sonorității. Sonoritatea în București este stridentă, este alarmantă și de aceea la sfârșit de săptămână avem nevoie de ceva care să ne limpezească sonoritatea. Am invitat în această seară pe cineva care o face prin muzică și sonoritatea devine precum cristalul. Cum arată o sonoritate așa cum ne-am dorit și noi în București? Cam așa, haideți să vedem. Vreau să vă prezint un chip foarte, foarte clar. Nu prezintă urmă de fățărnicie, nu prezintă urmă de impopularitate. Este Dragoș Grea. Bună seara, Dragoș, bine ai venit. Arată-le fața. Zâmbetul în primul rând. Da? Avem o altă față. Mai gravă de data asta. Da? Da? Un chip luminos. El se ocupă cu partea de jos a ceea ce înseamnă sonoritatea și v-aș dori să fie un tip care te bruschează. Nu e așa. Priviți-i fața, zâmbetul. Dantura perfectă, soția este stomatolog, așa? Așa, dar îl veți asculta puțin mai încolo. Așa, dar, frate Moroșan, mulțumim că sunteți împreună cu noi. Noi nu ne pregătim, așadar, Edisa, dacă vrei să o caracterizare. Pe ceilalți doi. Alin. Cel care se privește acum în palmă. Citește, da, ceva, citește probabil. Ceva. Pe Alin îl cunosc așa de când era micuț. Știu că este fratele medianei, iar vocea, talentul familiei lor este
de încă, din momentul în care erau copii. Cred că acel moment al faptului că ei au cântat împreună de mici i-a călăuzit în drumul vieții. Au fost împreună prin cântec și atunci când lucrurile au mers bine și frumos, dar și atunci când în familie au fost și lucruri mai dificile. Muzica, de fapt, cântul, ne face să fim mai aproape de Dumnezeu. Iar celălalt Alin, care nu se uită în palmă, ci se uită în ochii noștri, a învățat textul, da. El este unul dintre cei care întotdeauna privește cu zâmbet, așa cum o fac și ceilalți din grup. Este vocea care conduce melodia. Dar să știți că fără celelalte voci din grupul Crystal Sound, lucrurile și muzica nu ar ieși atât de bine și de frumos. Și mai este un lucru. Dacă cu toții știm că românii au talent, eu sunt foarte curioasă în această seară să văd ce s-a mai întâmplat și care au mai fost proiectele pe care cei de la Crystal Sound le-au dezvoltat mai departe. Știm asta, românii au talent, de aceea îi invităm în această seară din nou aici lângă noi. Bună seara, bine ați venit! Crystal Sound, deschidem sabatul la Brâncoveanu cu patru prieteni de-ai mei. L-am salutat într-un mod special pe Alin Vlad, nu l-am mai văzut de la Iași, l-am văzut ultima oară când am avut ocazia să cântăm împreună la o nuntă. Așadar, este absolut, absolut la fel. Bun venit de asemenea Alin Sârbu și spuneți-ne, vă rog, haideți, mai așa, mai, uite, da? Ce se mai întâmplă cu voi? Care mai sunt ultimele chestiuni de interes pe care ați putea să le spuneți celor care sunt în sală, celor care vă urmăresc de acasă? Am microfon cu buton. Ne bucurăm să fim în această seară alături de noastră. Eu personal am venit astăzi de acasă, din Suceava și am venit și să cânt la Brâncoveanu, am venit și pentru evenimentul la care vom cânta duminică la împlinirea celor 30 de ani de la formarea Radio Vocea Speranței. Un detaliu poate neștiut de ce de aici este că Romeo nu a putut să vină din motive de sănătate. Da, am pierdut Transilvania în seara asta. Da, da, și ne bucurăm că îl putem avea pe Alin aici cu noi și ne ajută și i-a luat locul cu brio. Eu am o întrebare pentru Dragoș. Care crezi că este cel mai important element care vă ține împreună? Relația dintre noi. Uh-huh. Faptul că suntem omogeni din punct de vedere sociologic, să zic așa, mai elevat. Dar un alt lucru important este faptul că noi ne gândim cu toții la Dumnezeu și la impactul pe care îl are ceea ce facem noi prin El pentru oameni. Și nu în ultimul rând, muzica. Categorică, da. Alin, Vlad, vreau să ne spui două fraze. Două fraze. Pe Alin îl veți auzi de foarte multe ori cântând. Asta face. Dar îl auzi foarte rar vorbind. Da, eu am fost invitat ca să... A început deja. A început deja. Și nu m-am pregătit, nu știu da. Ce să... Uite. Că sunt cele două fraze deja terminate. Nu, uite, haideți să facem un pic de liniște, vă rog, să nu vorbească nimeni, să vă țineți un pic resuflarea, pentru ca să vorbească Alin Vlad. Ia, să auzi. Ce ai zis la română, Otale? Nu se potrivește. Da, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră aici și audiție plăcută. Scurt, la subiect. A spus și motivul pentru care a venit în această seară la deschide sabatul cu Biserica Brâncoveanu. El a venit să cânte. Următoarea întrebare este pentru Alin Sârbu. Puțin mai devreme, înainte de a începe programul, m-am întâlnit și cu fetița lor, pentru că în această seară Alin Sârbu este împreună cu soția și cea micuță. Și m-am dus la cea micuță și am întrebat-o, îți place cum cântă tati? Da, foarte mult. Sigur îți place cum cântă? Da, foarte mult. Zic eu așa că... A învățat-o acasă, dar a plătit-o nu știm cum, cu proil, cu ceva dulce, dar nu cred. Dacă și voi trimiteți întrebările înainte. Nu, da. Copiii sunt sinceri și întotdeauna spun adevărul. Și aș vrea să-l întreb pe Alin, în momentul când tu repeți, când faci vocalize, pe unde se află micuța ta?
Chiar înainte să vin aici am făcut vocaliză și la birou unde sunt de obicei era puțin aglomerat și am făcut la televizor și a venit să așeze lângă mine de la început până la sfârșit, ba chiar undeva pe la jumătate a venit la mine în brațe și a stat la mine până am terminat toată vocaliza. Cred că asta este puterea pe care o are Alin atunci când este în fața dumneavoastră și cântă. Dragilor, urmează momentul pătrunderii noastre în ceea ce înseamnă frumoasă atmosferă de sabat prin intermediul muzicii. Muzică creștină, muzică care sună bine, băieți voioși, degajați, credincioși, un liant potrivit, un cap de pod potrivit pentru noi cei de aici din Brâncoveanu, cât și pentru voi cei de acasă. Permiteți-mi cum se spune asta când spui ceva ce a mai spus cineva? Da, să repet ce a spus. Da, ce a spus Alin Vlad, vreau să mă leg de el și să vă spun și vouă, audiție plăcută. Înainte de a începe, vorbeam astăzi cu Adi și i-am spus, vă vezi că Romeo nu vine, că e în concediu medical și nu face față să ajungă până aici. Suntem ok, suntem asigurați, are cine să cânte. Și a ținut să menționeze o chestie și un lucru care mi-mi place foarte mult, mai ales atunci când văd atâtea fețe zâmbitoare, și anume că ideal ar fi să cântăm împreună. Așa că primele trei piese, nu o să vă spun care sunt, cu siguranță le cunoașteți, măcar la refren. Eu am dat totuși și textele la Cristi, nu știu dacă a apucat să le facă. Dacă nu, garantat le cunoașteți, vrem să vă auzim cât mai tare. Vă luptați.
Amin. Orice zi e o nouă cale sub un cer necunoscut, dar știu glasul voiei sale și pășesc neabătut. Senină, am alături pe Iisus, călăuză și lumină, răsărit fără apus. Multe lucruri despre mâine, ne-nțelese
thousand hills bleeds for us and always will. Who was in time, yet lives still, nobody but my Lord. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord. Who makes us happy though we've been sad, loves us even though we're bad, who answers prayers and makes us glad, nobody but my Lord. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord. Who was it hung upon a tree, suffered shame for you and me? Who was it died to make us free? Nobody but my Lord. Who owns a mansion in the sky? Share it with us by and by. Take us to his home on high. Nobody but my Lord. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord and Master. Who can do, who can do, who can do anything? Nobody but my Lord. Scotea și pe stânci te urmă.
nostru său salvator, oare l-ai uitat? L-ai lăsat când prea greu drumul crucii suia, dar de-atunci să te-ntorci de la Crystal Sound, care au realizat adevărate punți muzicale între noi și Dumnezeu în această seară. Un Dumnezeu care se descoperă fiecăruia dintre noi pe diverse căi, printr-un om, printr-un cuvânt sau prin suferință. Pe calea aceasta vreau să-i salut pe toți cei care ne privesc din spital, din oriunde v-ați afla, acolo unde sunteți înconjurați poate de multă suferință. Nu uitați că suntem gata să transmitem un mesaj de speranță de aici, de la Biserica din Proncoveanu, către toți cei care cred și care pe această cale pot fi binecuvântați de Dumnezeu. Sabat binecuvântat, oriunde vă găsiți. Aș vrea de asemenea să vă salut și pe voi, cei care ne ascultați de dincolo de granițele României, din Europa, din America, din Asia, și ne bucurăm enorm, ca de fiecare dată, că reușiți să treceți mările, oceanele și câmpurile întinse, revenind pe această cale de fiecare dată la Biserica din Brâncoveanu. Sunt prețioase aceste momente atunci când putem intra în casele dumneavoastră și putem deschide împreună sabatul, putem cânta împreună, ne putem ruga împreună. Iar săptămâna trecută am citit un mesaj de la o doamnă undeva la New York, în traficul extrem de aglomerat din New York, asculta mesajul predicat aici la Deschide Sabatul. Și ne bucurăm pentru că de fiecare dată reușiți ca împreună să ne urmăriți online și să deschidem sabatul împreună. În această seară, invitatul nostru vine din unul dintre cele 6 orașe literare care există în lume. A traversat probabil munți, câmpii și cine știe câte țări în doar 4 ore, de la Dublin la București.
Din orașul literar, alături de cei care, cine știe, au lăsat anumite urme acolo, Samuel Beckett, Oscar Wilde, James Joyce sau mulți alții, la lor se arată, se alătură în această seară, alături de noi, evident, la Brâncoveanu, și un român, Florin Iacob, îl invităm alături de noi să aflăm povestea lui literară, teologică sau... Bună seara și bine ai venit, pastore Pacea Iacob. Domnului, bine ați venit, Domnului, bine ați din nou venit. Haideți aici, la în deschide mijloc, sabatul. Ca să țintim bine cu întrebările noastre. Dat fiind faptul acesta că între România și Irlanda probabil sunt peste 3.000 de kilometri, iată că vom deschide sabatul împreună, da. Un Dublin, un oraș literar, cel puțin 6 autori s-au născut acolo, iar UNESCO s-a gândit să facă din Dublin, de ce nu, un oraș literar. Ce mai citiți în Dublin sau Dublin, cum zic irlandezi? O combinație Dublin. Cum se pronunță? Sunt, cine știe? Sunt mulți care vizitează, știți, astea, cum e corect? Dublin. Un O spre A. Dublin. Cam așa. Cam așa. Florin Iacob este profesor de limba engleză la bază. A fost. Am zis că da. Nu mai este, i-a rămas limba engleză. Și actualmente face pastorație pentru românii din Dublin? Și din restul Irlandei, să spunem așa. Încercăm să ținem legătura cu toți românii de pe insulă. Sunt foarte curios, cum arată o biserică în capitala Irlandei? Biserica pe care o păstori. Teoretic avem aproximativ 300 de membri, dacă ar veni toți. Sunt mulți tineri, copii, avem 40 de copii până în 10 ani. Deci din... foarte mulți copii. Interesant este că nu am decât un bătrân în biserică. Și ăla e prezbiter. Bătrânul bisericii. Bătrânul și cu soția, da. În rest, de la vârsta mea în jos, cam așa. Știu că Biserica Adventistă de Limba Română, cred că a avut anul acesta un an aniversar, 20 de ani, nu? În Dublin. Da. Cum ați perceput momentul acesta? Cum ați sărbătorit? Cum a fost comunitatea adventistă din Dublin la momentul aniversar? Da, a fost un moment deosebit. Au venit toți pastorii care, aproape toți cei care au lucrat în zonă, plus din conducere. Da? A fost un moment, de fiecare dată este o sărbătoare cu sentimente mixte, să spunem așa. Pe de o parte, este frumos că îi revezi pe cei pe care nu i-ai văzut de mult, dar este și un gust oarecum amar, sărbătorim încă 10 ani, încă 10, 20, 70, 90, când a venit Domnul și suntem tot aici. Bine, nu vreau să accentuez perspectiva aceasta, e frumos că ne întâlnim, dar asta le-am urat și eu membrilor bisericii, tuturor celor care au venit mai de departe, ca următoarea serbare să nu mai fie aici. Da. Ați reușit să luați la pas Phoenix Park? Da. Este cel mai mare parc. Și al doilea după, da, după cel din da. Statele Unite. Da, este un loc interesant, frumos. Când ajungeți acolo, o să facem o mică plimbare prin parc, să hrănim căprioarele cu castraveți. Dar asta rămâne între noi, nu avem voie. Așadar, după cum vedeți, biserica din Dublin a devenit, prin prezența pastorului Florin Iacob, una foarte prietenoasă, foarte liberă, nimeni nu este îngrădit acolo, nici măcar o căprioară. Și aș vrea să vă mai întreb, spuneți-mi cum simțiți pulsul, sună așa clișeic, cum este credința irlandezilor în comparație cu credința creștinilor adventiști români? Irlandezilor adventiști? Sunt destul de puțini membri irlandezi, majoritatea sunt imigranți. Deci este parte din același fenomen care se întâmplă și în celelalte țări, Spania, Italia, acum Anglia, adică Marea Britanie și Irlanda, sunt alimentate, să spunem așa, de imigranți și majoritatea, nu știu să dau un procent, dar personal așa bănuiesc că undeva în jur de 80, peste 80% sunt imigranți dintre membrii de
Și ce pot să vă spun este că mă mai întreabă lumea și cum este biserica acolo. Oamenii sunt la fel. Ca unul care am circulat pe mai multe continente și am avut contact cu bisericii adventiste din diverse locuri, nevoile general umane sunt general umane. E adevărat că uneori când mergem peste hotare, exportăm tot ce înseamnă, adică inclusiv defectele, cu noi, le luăm cu noi. Ce pot să spun este că doar contextul este diferit, oamenii sunt cam aceiași. Ce poate fi privit din multe puncte de vedere. Iar vreau să știu o parte dintre proiectele pe care Biserica Adventistă de Limba Română din Dublin le organizează. Câteva dintre proiectele importante și principale ale Bisericii Adventiste de Limba Română. În fiecare sâmbătă seara, bisericile adventiste din zonă oferă o masă caldă oamenilor străzii. Ne poziționăm undeva în mijlocul capitalei, să spunem așa, cu tot ce înseamnă aprobări, mese și dăm mâncare caldă, mai multe feluri. Deja lumea ne cunoaște că noi suntem cei Saturday people, oamenii sâmbetei, sâmbătarii, să spunem așa. Este o tradiție de ani de zile, da? Vreo 4 ani de zile, dacă nu greșesc, fiecare sâmbătă seara. Se oferă cărți și pliante pe stradă, ceea ce este greu poate de conceput într-o țară occidentală. Lumea primește zeci, sute de cărți și pliante, adică mă gândesc aici la cărți destul de contundente în mesaj, da? Marea Luptă și celelalte broșuri pe care le avem, mai micuțe. Discover Truth se numește acest proiect de împărțire de literatură și altele. Înțeles. Iată că se întâmplă lucruri și în Irlanda. Important este acum să vedem ce se întâmplă cu noi atunci când veți deschide cuvântul Domnului și vom fi puși față în față. Domnul să vă inspire. Pacea Domnului tuturor. De când am intrat, m-am gândit să schimb introducerea. În momentul în care i-am văzut pe colegii mei din Crystal Sound. Colegii ale cântatului. Mă frământă de vreo 3 sau 4 ani de zile o problemă. Vorbim mult, predicăm mult, se întâmplă puțin. Citim același mesaj, auzim cam același mesaj pus din diverse perspective în fața noastră. Aceleași ingrediente gătite altfel. Cuvântul este același, Duhul Sfânt este prezent. Inimile nu sunt mișcate în măsura în care ar trebui sau ne-am aștepta. Și am fost frământat în ultima vreme de fenomenul acesta, de mecanismele gândirii omenești, ce se întâmplă în sufletul și în mintea omului, de Dumnezeu pune la dispoziție un cadru în care să se întâmple ceva, El este prezent acolo prin Duhul Lui, prin cuvântul Lui, ce se întâmplă în mintea și în inima omului, de nu există rezultatele la care ne așteptăm. Vă invit să deschidem Scriptura la un verset care m-a pus pe gânduri în studiul meu personal în săptămâna trecută. Marcu, capitolul 14, versetul 72. Este contextul în care Domnul Hristos este judecat, Petru este afară, știm episodul, neagă faptul că îl cunoaște pe Domnul Hristos. Și versetul, deci Marcu 14, versetul 72, și imediat a cântat cocoșul a doua oară, atunci Petru și-a adus aminte cuvântul pe care îl spusese Iisus, înainte de al doilea cântat al cocoșului, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a început să plângă. 2 elemente sunt aici, aș spune chiar 3. Și-a adus aminte, Duhul Sfânt ne aduce aminte ceva ce poate ne-a spus mama, a predicat odată cineva, am citit noi cândva undeva la un devoțional. Asta s-a gândit după ce și-a adus aminte și apoi de pe munche de cuțit a lăsat ca inima să-i fie atinsă și a început să plângă. La un program
la capela unei universități americane, universități creștine, la mijlocul săptămânii era capela, cum se spune, da, un serviciu divin. Pastorul era în față, era totul pregătit și formația era un quartet bărbătesc. Când i-am auzit pe băieți, mi-am adus aminte experiența aceasta. Pregătit să cânte în introducere și vin doi tineri la pastor, chiar cu două minute până să înceapă programul și spun ei, frate pastor, am vrea să spunem și noi două minute ceva în program. S-au uitat la ei, nu-i cunoștea, erau studenți în altă universitate, în altă parte, s-au recomandat. Pastorul i-a măsurat, ce ați face dacă ar veni, chiar când se înceapă un program bine pus la punct, cineva să spună, vreau să spun și eu, două minute ceva. I-a măsurat din cap până în picioare și a spus, băieți, nu se poate. Nici o problemă. Au zis cei doi, arătând vădit că nu se supără absolut deloc. Și au plecat liniștiți pe culoare. Pastorul a fost mustrat în duhul lui de atitudinea foarte frumoasă a lor în comparație cu refuzul lui categoric și duhul l-a mustrat, s-a uitat după ei, s-a dus, băieți, haideți că vă dau, credeți că vă puteți încadra amândoi în 5 minute? Și i-au zis, chiar și mai puțin. Se cântă cântarea de deschidere, se face rugăciunea și pastorul face semn celor doi. Se ridică primul băiat și în două minute povestește că el era născut în biserică, a venit din obișnuință, mai mult să se întâlnească cu prietenii la biserică, dar Dumnezeu i-a atins inima, i-a înmuiat inima, l-a înțeles și l-a cunoscut pe Dumnezeu cum nu atât de aproape de inima lui, cum nu se mai întâmplase înainte, și mulțumește lui Dumnezeu pentru experiența asta. Atât a spus. S-a pus jos. Se ridică celălalt băiat și spune, și eu veneam din obișnuință la biserică, inima nu mi-era atinsă, însă am lăsat inima deschisă, n-am cuvinte să explic prea în detaliu ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu mi-a atins sufletul cum nu s-a întâmplat niciodată. Și mulțumesc. Și se pune jos. 3 minute jumătate, 4 minute. Se ridică formația, quartetul bărbătesc să cânte. Cântă prima strofă și când se înceapă a doua strofă, basul n-a mai intrat. Au intrat ceilalți trei. Au cântat cât au cântat. Și baritonul, când a auzit că basul nu mai cântă, s-a oprit și el în mijlocul strofei. N-au reușit să termine a doua strofă. Basul a început să plângă. Când s-a mai liniștit, a venit la microfon și a zis, și eu am fost ca acești băieți. Am venit aici și am cântat, dar inima nu mi-e, nici măcar inima mea, celui care cântam, nu era atinsă de cuvintele pe care le cântam. Prin ceea ce acești doi băieți au spus, simplu, Dumnezeu mi-a atins inima. Și aș vrea ca Dumnezeu să fie o realitate în viața mea. Întâlnirea de aici la biserică să nu fie doar o întâlnire socială, să fie o întâlnire spirituală, chiar să-L simt pe Dumnezeu mai aproape. Dincolo de informațiile de aici, da? Biblia spune că credința vine în urma auzirii cuvântului. Da? Vin informații. Îmi dau seama, și acum încerc să comentez puțin episodul acesta real, că de multe ori există o barieră între minte și suflet. Teoretizăm, despicăm firul în patru și la un moment dat plecăm de aici spunând, da, frumos, frumos, și mergem mai departe. Dar de aici, mai jos, nu pătrunde și inima nu este mișcată. Eram la seminar, la seminarul teologic, când la o capelă a venit un profesor de peste hotare și a ținut cea mai scurtă predică pe care am auzit-o până la ora aceea, 10 minute, și a predicat despre Ioan Botezătorul. Despre exemplul lui de umilință, de dăruire de sine,
Niciodată nu mai auzisem așa ceva, atât de simplu spus, puțin simplu, mă așteptam, era decanul unei facultăți, unei universități adventiste de peste hotare, să vină cu slide-uri să ne impresioneze. Simplu, am plecat pe gânduri după 10 minute în cameră. La prima întâlnire cu colegii, cu un grup de colegi care au asistat la acea capelă, eram și eu curios și am întrebat de reacția lor, în inima lor. Am rămas, grupul era mai mare, și de la studenți de la alte facultăți care au fost prezenți atunci la acea capelă, am rămas surprins, neplăcut, când primele reacții au fost, ce a fost aia? Aia a fost predică. Am rămas șocat și mă gândeam, măi, poate e o problemă la mine. M-am uitat în jur să simt cumva pe cineva, cumva că ar mai fi pe aceeași frecvență cu mine și că a fost impresionat de Duhul lui Dumnezeu. De ce, într-un context asemănător, se întâmplă ca inima unora să fie atinsă și alții să spună, da, frumos, interesant, în cel mai bun caz? Există o cheie astfel încât acest blocaj care se realizează între minte, da? Acolo unde se adună informațiile pe care le avem din Scriptură, da? Din predicare, din ceea ce noi colectăm prin studiul personal, să pătrundă mai jos și să aibă relevanță, să aibă importanță. Vă dau un exemplu, de data asta biblic. Cum vă explicați că David, în fața unei ispite numite Batșeba, spune, și care este problema? Iar Iosif, în fața unei ispite similare, am putea spune, are o cu totul altă reacție și spune, cum aș putea să fac așa ceva? Există, noi știm că există cel rău care încearcă, da, să ne influențeze, există și Duhul lui Dumnezeu care vine asupra noastră și care face, încearcă să creeze un context astfel încât noi să alegem de partea cea bună. Și există un element, o cheie, care să facă astfel încât de pe muchie de cuțit noi să cădem de partea cea bună și în același timp toate informațiile pe care le avem despre moralitatea lui Dumnezeu, da? Moralitatea pe care o așteaptă și de la noi, da? Să capete alte culori în fața noastră, să spunem, să ne fie drag să mergem pe acel drum, să avem acel discernământ fiind care, în fața căruia să spunem, măi, dar cum să fac lucrul ăsta sau cum să mă gândesc la lucrul acesta? Există o cheie. Iar cheia respectivă am înțeles mai bine în ultima vreme că nu este voința, ci este altceva. Spune Ellen White, spune că noi nu suntem liberi, voința noastră nu este liberă, ea este supusă oricelui rău, ori lui Hristos. Este o iluzie faptul că la un moment dat noi suntem la volan. Mi-aduc aminte, eram la copii și erau acele picturi și se dădeau așa, picturi pe hârtie, erau venite de la, din America, în fine, cam fiecare biserică locală avea o rolă din aceea cu picturi, se dădeau una după cealaltă. Mi-aduc aminte că eram fascinat de o pictură pentru că ea avea oarecare legătură cu zona contemporană, să spunem așa. Nu era Daniel, era un om, un băiat, un tânăr și cu soția lui, într-o mașină decapotabilă, dacă vă aduceți aminte, cu o hartă mare pe bord, dă impresia că nu mai știe încotro să meargă, și Hristos îmbrăcat, nu contemporan, ci conform ținutei vremii de acum 2000 de ani, părea că dă indicații celui care este la volan. Târziu am dat seama că această pictură ilustra un fals teologic, pentru că noi niciodată nu suntem la volan. Voința noastră este supusă oricelui rău, ori lui Hristos. Da? Dar există un alt element și în ultima perioadă mi-am dat seama că și am început să fac mai clar distinția aceasta între voința noastră și libertatea de alegere. Este altceva, sunt lucruri diferite. Și aceasta este singura cheie care ne stă nouă la dispoziție. Da? Liberul arbitru, spunem noi, da? De care am putea să facem act astfel încât de pe muche de cuții să spunem, băi, ia să-i dau o șansă lui Dumnezeu în seara asta sau în dimineața asta când deschid Biblia și să las porțiunea aceasta, ușa între rațiune care acumulează informații și suflet, să fie deschis astfel încât să existe șansa să fie inima și inima atinsă.
În Proverbe, capitolul 23, cu versetul 26, zice: Fiule, fiul meu, dă-mi inima ta. Inima ta aici se referă la voință. Nu intrăm acum în detalii. Dă-mi voința ta. Dumnezeu poate să o ia, să o curețe, să o nobileze, spune Ellen White, astfel încât noi să avem șanse mai mari să alegem de partea binelui. Dar libertatea de alegere este singurul element, da, care ne stă la dispoziție, curat, liber, pe care îl putem folosi. Eram în vara aceasta, a fost o tabără în Irlanda, o tabără de tineret, și m-am dus cu soția să o iau pe fiica noastră, are 15 ani, a fost și ea în tabăra respectivă, să o luăm acasă cu o zi înainte de terminarea taberei. Acolo s-a întâmplat ceva care m-a impresionat profund. Ne-am dus după amiază, am ajutat-o să-și strângă cortul și a zis: dar mă puteți lăsa ca să particip la activitățile din tabără până seara? Și am zis: ok, stăm și noi până seara. Seara la ora 8, de dimineață până seara aveau fel de activități, prin pădure, pe râu și așa mai departe, dar seara aveau capelă în fiecare seară. Și fusese invitat un pastor de tineret din Finlanda, îmi scapă numele, un pastor tânăr. Am rămas și noi la capelă și ne-a invitat în față, pe primul rând, capelă improvizată. Era ca un fel de camping, da? Cu căsuțe din lemn. Și era o capelă cam jumătate din cât este sala aceasta, improvizată, spuneam. Ne-am pus în față, eram eu, soția, încă un pastor, cu soția, venit tot așa în trecere, în vizită. A început la ora 8. Au cântat, se ridică pastorul tânăr și spune: în seara aceasta aveam de gând să continui ce începusem aseară, dar Duhul Domnului mi-a pus așa îndemnul să schimb subiectul și ceea ce mâine seară, în ultima noastră seară, aveam de gând să spun, ca de final, să spun în seara aceasta. Și a povestit despre o criză din viața lui, o criză profundă, spirituală, personală. Și cum Dumnezeu l-a scos de acolo, dând detalii. Era cu el soția, mai erau încă două fete veniți, da, ca un grup misionar acolo, și a exemplificat. Uitați, și ei cunosc lucrul ăla. Adică ne-a dat niște elemente foarte reale. Iar la final a făcut un apel. Apelul pe care vrea să-l facă a doua zi, adică în ultima seară, l-a făcut în seara respectivă. Și a schimbat puțin pagina și a făcut un apel pentru a ieși în față cei care doresc să deschidă inima lui Dumnezeu și toate acele lucruri pe care ei le știau, tot acel set de informații, să lase ca să atingă și sufletul, să aibă relevanță. Se întâmple ceva. Se deschide inima în fața lui Dumnezeu. La primul apel au început să iasă în față tineri, au ieșit vreo 3-4 și a continuat să vorbească și a făcut din nou apel ca să își predea inima lui Dumnezeu și să se pregătească pentru a încheia legământ cu Dumnezeu în viitor. Au început să iasă, a continuat să vorbească, a făcut din nou apel, a treia oară. Au ieșit peste 20 de tineri dintr-un total de 70. Am văzut inimi de oameni atinse, dar nu într-un context de genul acela, o asemenea proporție. Era cam o treime din toți tinerii din tabără. Și țin față, plângând, se îmbrățișau și s-a ridicat la final pastorul de tinere din conferința noastră, să spunem așa, ca să se roage pentru ei. Imaginați-vă scena, s-au pus cu toții pe genunchi, ne-am pus și noi, dar grupul acela din față, și pastorul de tineret a început să se roage. Și în timpul rugăciunii, la un moment dat a zis: și Doamne, ajută-i să înțeleagă că Tu le ierți păcatele. Și când a ajuns la momentul acesta, pastorul de tineret al nostru n-a mai putut să continue. A început să plângă. Și a fost un moment de liniște în toată sala, că nu se auzeau decât plânsetele celor 20 ceva de tineri care erau acolo în față. Nimic mai mult. Primul gând, știți care mi-a fost? Cât timp eram pe... Dar nu știau ei că Hristos e dispus să le ierte păcatele. Nu știau ei treaba asta.
chestiunea asta simplă, nu știau ei. Dar mi-a fugit imediat gândul, pentru că și inima mea a fost atinsă de toată scena respectivă. Pentru că la un moment dat, unul din tinerii care a ieșit în față era de la mine din biserică. N-am plinit 15 ani, dar dacă l-ați vedea, a scris de că are vreo 16-17, așa, ca un basketbalist mare. În timp ce el a ieșit pe culoar, i-am dat cu codul soției mele. Și zic, uite cine este în față. E unul din acei tineri care dacă te uita la el, ai spune că are capul plin numai de prostii și de joacă. Fără să bănuiești ce lupte să dă în inima lui. În timp ce pastorul a continuat să roage acolo, inima mea a fost atât de impresionată, îmi venea să fac cumva să dispar din scenă, să mă strecor, era o perdea, să ies pe acolo afară. Mă gândeam că mai e vreunul cu ochii deschiși și să uite, uite ce face fratele pastor, fuge. Dar aș fi simțit nevoia să fiu singur afară, sub cerul liber, sub stele, să stau singur acolo cu Dumnezeu. Inima era atât de încărcată de prezența lui Dumnezeu care era acolo. Sabatul care a urmat a fost, așa s-a potrivit, a fost un program de exploratori la care au participat și tinerii care au fost în acea tabără, chiar dacă erau puțin mai mari, și am invitat pe toți în față. Zic, uitați-vă bine la ei. Ați crede că au capul plin numai cu joacă și cu tot felul de lucruri? Dar ei sunt cei care au fost în tabără și au ieșit în față. Momentul în care omul alege să-i dea o șansă lui Dumnezeu să-și atingă sufletul, este cheia care este la el în mână. Numai în felul acesta de pe muche de cuțit există șansa reală ca o întâlnire socială pentru care poate am venit. Sau una formală cu Dumnezeu, dar care poate nu a adus impact până acum, să aibă impactul pe care poate nu l-am așteptat sau nu ne-am așteptat niciodată. Doamne, fă ceea ce n-ai făcut niciodată și acele lucruri simple pe care le tot le auzim, ajută să aibă impactul pe care nu l-a avut poate niciodată până acum. Acele adevăruri simple despre iertarea ta, despre bunătatea ta, să-mi atingă sufletul astăzi. Există șansa că, jucându-ne, să spun așa, cu timpul și cu prețioasele adevăruri care sunt aici, să ajungem la un punct în care inima să fie insensibilă sau la un punct în care să nu mai avem posibilitatea să luăm o decizie. Și aș dori să închei cu o experiență, nu știu de ce, de când am ajuns acolo, în Dublin, am fost asaltat de telefoane de la necunoscuți. Cineva a asociat numărul meu de telefon undeva pe Google cu o biserică de limba engleză din Dublin, pe care am păstorit-o pentru o perioadă. Și la un moment dat am primit o serie de telefoane de la persoane care erau undeva într-un spital sau aparținătorii celor care erau internați acolo, un spital din nordul Dublinului. Într-o vineri la 12 primesc un telefon. Veniți să vă rugați pentru cineva care este în spital în comă. Mă îmbrac, în 30 de minute eram la 40 de kilometri, deja la spital am ajuns. Pe drum am dat telefoane să mă interesez cine e persoana pentru care urma să mă rog. Cu o seară înainte, un tânăr de 20 de ani, care era în mașină cu un prieten, la 7 seara, a fost rugat de cineva să oprească mașina, să dea geamul jos, și când a dat geamul jos, cineva i-a tăiat gâtul cu cuțitul. A ajuns la spital în comă, un băiat de 20 de ani, intrat în comă după niciun minut, probabil. Ajung la spital și imaginați-vă, era la terapie intensivă, în operație, vis-a-vis era o cameră plină de rudele lui, români. Și deja primisem informații. Tatăl acestui băiat fusese din familia adventistă. Cam de vârsta noastră. Băiatul avea 20 de ani. Tatăl, deci bunicul băiatului, pastor adventist.
bătrân în vârstă acum. Mama băiatului însă nu avea legătură cu biserică, n-a avut nicio legătură cu biserică. Dar tatăl, măcar când a fost copil, tânăr, a avut legătură cu biserică. Ce să vorbești într-un astfel de context? Când în cameră erau oameni de religii amestecate. Era o familie de adventiști, rude, tatăl cu legături în trecut, biserica adventistă, și restul ortodoxi. O jumătate de oră n-am putut să fac nimic. I-am ascultat. După jumătate de oră am deschis Biblia la Iacov, capitolul 5, unde știți, dacă e cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage. Eu fusesem chemat să mă rog să fac ungerea. Și spune acolo, și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Și dacă este în suferință, se va însănătoși. Când am citit expresia asta, toți au început să plângă. Vis-a-vis era băiatul. Dar când am citit fraza și păcatele vor fi iertate, nimeni n-a avut nicio reacție. Nu aceea era boba, vă dați seama. Este dus în comă, fiind, este dus în cameră, în terapie intensivă, da? Și cam într-o jumătate de oră ne lasă medicii să merg, eu, mama, tata, la patul lui. Mă rog, îi fac ungerea, mă rog. Când termin rugăciunea, mama vine de pe marginea cealaltă a patului, vine lângă mine, mă ia în brațe, mulțumește. Am plecat. Pe drum vorbesc până să ajung acasă cu soția mea la telefon și îi spun un detaliu. Zic, bunicul acestui băiat, care e din Republica Moldova, a fost pastor și se numește Mămăligă. La care ea spune, cred că este pastorul care m-a botezat pe mine. Zic, cum așa? Când a fost evanghelizarea cu Mark Finley în 2000, fapte 2000, dacă nu greșesc, a fost un botez la bazinul olimpic, aproximativ 400 de persoane, ca să boteze atâția odată, au venit pastori și din Moldova și soția mea a fost botezată de cineva, a zis, nu vă cunosc măcar numele să-mi spuneți, Mămăligă, în Republica Moldova. Ce mică este lumea. Plecat acasă, la două zile a fost înmormântarea, pentru că el a murit a doua zi. La mormântare, imaginați-vă o biserică imensă, de 700 de locuri, plină de tineri. S-a ținut slujba, a mers la cimitir. La cimitir nimeni n-a zis nimic. Nu s-a mai făcut nicio slujbă, niciun rit. S-a stat, imaginați-vă scena, 20 de minute în ploaie, într-o tăcere, nimeni n-a spus absolut nimic. După 20 de minute, tatăl a zis, haideți să mergem. Și fiecare și-a luat umbrela care avea și am plecat acasă. Am plecat cu un gust și cu o tristețe cum greu se poate descrie. Era un tânăr, nu știm cum a încheiat viața. Poate că în secundele până să intre în comă, a strigat la Dumnezeu. Există, acesta e un caz aparte, dar există un alt risc, ca în viață fiind, continuu să merg la muncă, la facultate, continuu să vin la biserică, ceva din mine să devină insensibil și blocajul între minte și inimă să devină și mai mare. Ce mă rog în seara aceasta, lasă pe Hristos să-ți atingă sufletul. Ține de noi, care toți suntem în același context, ca să plecăm de aici atinși de mesajul lui Dumnezeu. Știți care e versetul dinaintea celui pe care l-am citit din Proverbe? Nu știu câți dintre noi îl citim. Când spune, fiule, dă-mi inima ta, versetul dinainte este să se bucure tata, tatăl tău și mama ta. Să se veselească cea care te-a născut.
câți dintre părinții noștri, poate suntem mulți plecați de acasă, veniți pe la facultate, nu o să scăpăm niciodată de rugăciunile părinților. Dar mai mult decât mama și tata, este cineva sus care se va bucura. Când noi lăsăm garda jos și spunem, mamă, sunăm acasă. Multe am auzit, de multe ori am venit în biserică. Poate că a fost o barieră, poate că am venit pentru prieteni, poate că am venit pentru confortul social, context social. Să știi că astăzi l-am întâlnit pe Hristos și mi-a atins sufletul. Ar fi cea mai frumoasă veste pe care ar primi-o mama, ar primi-o tata și la care ar fi martor Hristos. Domnul să ne atingă sufletul cu lucrurile vechi cunoscute, cu adevărurile mari, care poate nu ne-au atins sufletul așa cum ar fi trebuit. Amin. Thank you.
stai, ce m-a păsat. Nu știam cum Domnul meu mă va conduce prin vezna nopții ce mă-ntuneca. Mă va ridica în furtună spre un loc fără de întristări. În curând eu voi fi liber cu Domnul meu cântând spre ai să-i copii. Te va ridica în furtună spre un loc fără de întristări. În curând tu vei fi liber. Crystal Sound, vă mulțumim! Ne-ați dus cu sufletul mai aproape de ceruri, acolo unde Iisus ne așteaptă în țara de vis. Mesajul din această seară, cred eu că ne-a făcut pe fiecare dintre noi să ne deschidem inimile, pentru că avem nevoie ca Iisus să atingă inima noastră, pentru că El ne așteaptă în țara de vis. Ce fel de amestec este în sufletul meu și al tău? Acesta a fost mesajul pastorului Florin Iacob, căruia îi mulțumim și la care ne vom gândi în continuare, pentru că, dincolo de orice, contează să slujim sincer înaintea lui Dumnezeu și să ne apropiem de El. Mulțumim frumos pentru mesaj. Sunt mari emoții. Dar zic eu că aceste emoții pe care le-am trăit fiecare dintre noi la deschiderea acestui sabat ne vor împlini și ne vor face să spunem: Doamne, îți mulțumim că ne iubești așa de mult și îți mulțumim că Tu ai creat sabatul pentru noi și îți mulțumim pentru că ne putem încă întâlni împreună la fiecare deschidere de sabat la Brâncoveanu.
Nu uitați să duceți împreună cu voi în casele voastre mesajul acestei seri, mesajul muzical, mesajul din cuvânt, pentru ca să îmbunătățiți acolo unde vă desfășurați activitatea, unde trăiți, în condominiul vostru, în habitatul vostru, această putere a credinței care schimbă și poate dărâma orice zid, oricât de gros și de înalt. Mulțumim că ați fost cu noi împreună în această seară, vă mulțumim că voi cei de acasă, din spațiul vostru confortabil, ați putut să vă conectați la informația muzicală și scripturistică din această seară. Transmitem către voi, către familiile voastre, salutul nostru frățesc de la Brâncoveanu. Iar dacă cineva se află în fața camerei și în fața unui monitor, tocmai de la Dublin, vă salutăm și pe această cale. Suntem alături de voi, dragilor, oriunde v-ați afla în lumea aceasta, pe orice meridian, pentru că puterea credinței face din noi, din nou, vectorii mesajului lui Iisus Hristos, care ne iubește pe toți și care așteaptă din partea noastră o decizie. Așadar, tuturor celor de acasă, sabat binecuvântat în continuare! Să știți că dacă ne-ați urmărit online sabat de sabat și ați fost împreună cu noi, atunci când veți ajunge pe la București, vă așteptăm aici, la Brâncoveanu, să dăm mâna și să ne salutăm cu pacea Domnului. În această seară vă mulțumim pentru că ați deschis împreună cu noi sabatul. Și pentru că în acest weekend trebuie să mutăm ora, ora 4 va deveni ora 3, vinerea viitoare vom deschide împreună sabatul începând cu ora 19. Că serviciile divine din biserica noastră continuă și mâine, așadar întâlnirile de sabat, întâlniri plăcute aici la Brâncoveanu vor avea toate ingredientele necesare pentru deschidere către oameni și către Dumnezeu. Așadar, dragilor, oriunde vă aflați, dacă v-a plăcut în această seară și doriți să pătrundeți mai adânc pe calea credinței, vă așteptăm și mâine în cadrul serviciilor divine din biserica din Brâncoveanu. Avem de asemenea și duminica viitoare o activitate extraordinară. Nu suntem doar salvatori de suflete, ci suntem și salvatori de oameni în impas. Departamentul de Sănătate a pregătit pentru fiecare dintre voi modalități de a supraviețui în cazul unui impact, în cazul unei situații complicate. Așadar, primul ajutor se dă de aici, de la Brâncoveanu, duminică. Mai multe detalii le veți afla mâine. Așadar, vă mulțumim pentru că în această seară ați deschis sabatul împreună cu noi, într-unul dumneavoastră spre casă, să aveți încă acea călăuzire a lui Dumnezeu, mergeți cu inimile deschise pentru ca El să vă atingă de fiecare dată sufletul și bucurați-vă de faptul că încă un sabat este liber și îl putem petrece alături de frații și surorile noastre aici la Biserica din Brâncoveanu. Pentru final îi vom ruga din nou pe cei de la Crystal Sound să ne mai interpreteze încă un imn. Noi parcă am sta așa încă 2, 3, 4, 5 ore ca ei să cânte pentru noi, dar nu se poate. Ei vor avea și concert duminica aceasta, 29 octombrie, sala radio. Radio Vocea Speranței organizează un concert aniversar, 30 de ani de Radio Vocea Speranței, un concert care va putea fi urmărit pe paginile de Facebook, Speranța TV și pe YouTube. Să aveți o seară frumoasă, o seară binecuvântată și Dumnezeu cu dumneavoastră. Pe curând! Acest pământ, iubirea-i darul cel mai sfânt, eterne binecuvântări, revarsă, Doamne, azi din țări. Cum noi vrem astăzi să pornești pașii să ne ocrotești. O, Doamne Sfânt,
tine alături când nu-mi e greu, rămâi cu pacea ta și ne umple inima ca să cânte dragostea. Ne ridicăm pentru rugăciune. Doamne Iisuse, îți mulțumim că în această seară minunată de sabat, fiecare dintre noi am fost binecuvântați. Îți mulțumim pentru fiecare clipă în care Tu încerci să vorbești inimii noastre și îți mulțumim pentru fiecare ocazie în care ne-ai iertat atunci când nu am deschis-o pentru Tine. Te rugăm să ne ajuți ca de astăzi înainte să ne deschidem inimile cuvântului Tău. Ajută-ne să plecăm de aici binecuvântați de Tine. Ajută-ne să plecăm atinși de Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne ca de fiecare dată când ne vom întoarce în locașul Tău de închinare să venim cu o atitudine potrivită în fața Ta. Fii cu noi în acest sabat și Duhul Tău să ne ocrotească pe fiecare în parte. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Șapte, șase, cinci, patru, trei, doi, unu.